atenții, fără detenții, fără certul nostru doar din invenții, fără pumnii mei în toți pereți. Era clar că sunt urmărită. Deja era o hărțuire la un moment dat. Incredibil! Un detectiv susține că a fost angajat să o urmărească pe Bahmu. Un contract se semnează cu pixul. O înțelegere verbală nu se semnează cu pixul. Șeful meu a făcut o înțelegere verbală. Silviu Prigoană avea un plan diabolic. Îmi este foarte frică pentru viața mea. Mi-a plecat armele, nu? Și tancurile și elicopterele. Și nici securea războiului nu a îngropat-o. Adriana are o problemă cu mama ei din seara în care l-a plucat pe electricianul acasă în MCT. Îi dau judecată și la banii, da? Căminte, să nu mai acuze de lucruri pe care nu le-am făcut. Ce spune Silviu Prigoană despre detectivul care o ținea pe Bahmu sub strictă supraveghere, dar și ce a descoperit omul cât timp a stat pe urmele ei, vezi cu ochii tăi în câteva clipe la Acces. Câteva săptămâni bune, Adriana Bahmuțeanu primește lovitură după lovitură, după ce a aflat că în mașina pe care o conduce au fost instalate microfoane, acum a aflat și că a fost urmărită de detectivi, asta în condițiile în care ea oricum se simțea urmărită. Despre acest subiect vorbim astăzi. Adriana Bahmuțeanu este în platoul nostru, Sorin Ovidiu Bolan și, de asemenea, detectivul care a fost vreme de o lună, o lună și ceva pe urmele vedetei, nu o să-i spunem numele, îl vedeți cu spatele, e jobul omului, trebuie să-i păstrăm chipul neîntinat de camera de luat vederi. Bună seara! În primul rând, Adriana, cu tine încep. Te surprinde? Îl cunosc pe domnul. Îl cunoști? Da. De unde îl cunoști? Păi știam că mă urmărește, la un moment dat am făcut o fentă, am luat-o la stânga pe o stradă pe care era interzis virajul la stânga, am văzut un echipaj de la poliția rutieră acolo, m-a oprit evident, doamnă, ce faceți, ați încălcat regula de circulație, zic, nu domne, mă urmărește unul, vă rog frumos, chemați poliția, luați-l de aici. Și era chiar domnul respectiv. Așa confirmați este. Acest episod? Da, așa este. Asta se întâmpla când, Adriana? Asta se întâmpla acum un an și ceva, după ce am plecat eu cu copiii de acasă și știam, adică îți dai seama, fără să vrei, că cineva te urmărește. Era o mașină cu număr de Dolj, dacă nu mă înșel. Așa? Nu? Da. După care au schimbat mașina, au pus o mașină cu număr de, nu mai știu, în fine, dar nu era cu număr de București, oricum. Da, cu dumneavoastră vreau să port acum o discuție, pentru că o să intre evident și domnul Prigoană în direct, e dreptul lui să-i acordăm acest drept la replică la ceea ce o să spuneți dumneavoastră, dacă o să spuneți că cumva filiera asta vine de la dânsul. Lucrați la un site de știri mondene, la vreun ziar tabloid? Nu. La o firmă de detectivi, înțeleg. La o firmă de paparazzi. La o firmă de paparazzi. Da. Și de ce urmăreați pe Adriana? Așa am primit ordin. Asta era misiunea, asta era jobul. De la șeful dumneavoastră? De la șeful nostru, meu direct. Mi-a zis începând de mâine, Adriana Bahmuțeanu, de dimineață până seara. Și cine este șeful dumneavoastră? Nu pot să vă spun. Are vreo legătură faptul că ați urmărit-o zi de zi cu soțul doamnei, cu domnul Prigoană, sau nu? Păi are legătură, pentru că domnul Prigoană a plătit, pentru că noi nu munceam degeaba. Domnul Prigoană a angajat firma dumneavoastră să o urmăriți pe Adriana? Așa cum spunea și aseară la emisiunea domnului Capatos, zicea ceva de contract. Nu s-a semnat niciun contract, decât o înțelegere verbală între domnul. Stai puțin, Prigoană. Poate domnul nu știe, dânsul era angajat, de unde știe că nu avea patronul lui contract? Asta nu putem să... Da, dar e foarte important că și domnul Prigoană presupun că o să vă ceară dovezi pentru ceea ce spuneți. Care sunt dovezile dumneavoastră? În primul rând, nimeni nu lucrează degeaba. Deci șeful meu nu mă trimitea să stau de dimineață până seara o lună de zile să mă plătească din buzunarul lui. Asta în condițiile în care, repet, nu lucrați la un ziar tabloid. Nu, lucram... Dar pe ce domeniu lucrați mai mult la firma respectivă? În general pe politic. Pe politic? Da. Adică urmăreați politicieni? Nu pot să vă răspund la întrebarea asta. Păi ziceți da sau nu? Ce urmăreați, vedete sau politicieni? Păi, dacă a spus că pe politic, normal că politicieni. Da.